Bună ziua, oameni buni! Vă rog să luați un moment ca să dați un like și un share la acest videoclip și un subscribe. Să nu uităm de subscribe! YouTube-ul zice că în ultimele 7 zile am avut foarte multe vizionări și aș vrea să vă mulțumesc pentru asta. Haideți să începem! Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal! După cum vedeți, astăzi ne jucăm Subway Surfers din nou! Da, știu, am rămas fără idei. Doar că vreau să termin jocul ăsta, că e foarte nervant și după ce o să termin o să pot să stau și eu liniștit noaptea. Da, adică jocul ăsta este extraordinar de greu de terminat și trebuie să ai foarte mulți bani pe el și trebuie să ai toate caracterele, toate misiunile completate și multe alte chestii făcute. Dar, în fine, până când completez eu jocul mai e mult. Așa că o să mai vedeți episoade de genul. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe videoclipuri cu Subway Surfers. Păi, da. Cam am observat că numărul meu de vizionări a crescut. Cel puțin din ce-mi zice YouTube-ul, cine știe. Și asta este foarte bine. În ultimele 7 zile am avut mai multe vizionări decât am avut în ultimele 2 luni combinate, mă rog, pentru că n-am postat deloc că am avut treabă. Dar destul cu treaba mea și când de ce l-am postat eu. Și haideți să nu uităm la acest joc și să nu uităm cum curg bănuții în acest joc minunat. Da. Așa că... nu știu de ce tot zic așa că... ce tot am eu cu așa că... nici nu am ce să vă zic care are legătură cu așa că. Singurul lucru pe care vreau să vi-l zic este să dați un mare, mare like și un mare, mare subscribe și un comentariu acolo foarte frumos cu ce vreți mai fac pe canalul ăsta. Cine știe? Da. Și cine știe, poate într-o zi, într-o bună zi, o să ajung la 100 de abonați. Cum ar fi, oameni buni? Cum ar fi să ajung și eu la 100 de abonați? Și eu și aleg Rocoala, pentru că și aleg Rocoala e partenera mea de YouTube. Și sper că... și o să mai posteze, că n-am mai văzut nimic de la ea. N-am mai făcut nimica. Nu știu ce are, nu știu ce are aleg Rocoala, dar... totuși. Poate mai postează și azi. Am observat că și a început să crească pe YouTube. Mă rog, puțin, dar tot crească. Aligrocoala tot crește, doar că mă bucur foarte mult pentru ea. Bravo, Aligrocoala, ești tare. Era să pierd, începe să fie greu. Banii curg și recordul vine și el. Vom încerca să batem recordul meu actual, care este de 1 milion. Nu știu cum am reușit să fac recordul ăsta mare, dar am reușit. Și așa că o să-l mai fac odată, doar că... trebuie să-l bat chiar. Și trebuie să iau foarte mulți bani. Hop, nu! Nu l-am bătut. Nu-i bai. Dăm reclamă. Dăm reclamă. Dacă aș putea să termine prostia. Și reclama asta s-a terminat. Dar că am pierdut, nu știu de ce. Da? Scorul meu este ăsta pe care îl vedeți aici. Și cam asta e treaba. Da. Haideți să continuăm. Deci, da, reclamele câteodată pe jocul ăsta te dau afară. Lucru care mie nu mi-a convenit, așa că e cam nașpa. Dar totuși n-ai ce-i faci. Hai, nu! Ok, încă o dată. Asta e ultima oară când încerc. După aia nu o să mai meargă după aia. Efectiv. Haideți să strângem și noi 20 de like-uri la acest videoclip. Ar fi foarte bine. Și să avem, nu știu, măcar 100 de vizionări. Ca să ajungă videoclipul ăsta mai la toată lumea. Adică la mai mulți oameni, nu la toată lumea. Și haideți, dați și voi acolo un share la prietenii voștri. Că știu că probabil o să le placă și lor canalul meu. Adică, da. Pentru că videoclipurile astea, văd că fac puțin, fac câteva vizualizări. Și asta e foarte bine. Pentru că fac vizualizări, înseamnă că și canalul meu o să fie mai sus. Și dacă canalul meu o să fie mai sus,
înseamnă că o să apar la mai mulți oameni. Și asta înseamnă că o să fac mai multe videoclipuri care o să aibă și ele mai multe like-uri. Sperăm că o să cresc în număr și în ziua în care o să ajung la 100 de abonați, o să fiu foarte fericit. N-aveți idee cât de mult aștept eu să ajung la 100 de abonați. Doar că niciodată în viața mea nu m-am gândit că o să pot vreodată și nici acum nu mă gândesc că o să pot. Da, am pierdut. Așa că, cam acesta a fost videoclipul nostru minunat. Eu am fost GingerCat123 și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!